Bine ne revedem, stimați prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Forum IT. În această seară m-am gândit că, inundat fiind de tehnologie, ar fi bine să abordăm acest subiect din perspectiva celor care suportă ororile resturilor tehnologice. Treceam de ună, în drum spre provincie, undeva într-o comună dintr-un județ apropiat Bucureștiului, și pe de-o parte și alta a drumului vedeam aproape munți de gunoaie. Evident, îmi săreau în ochi carcase de diverse obiecte tehnologice. Am căutat, când m-am întors în București, să mă documentez cam care este nivelul acestor rebuturi sau resturi. Ne inundă și dacă ați citit un pic din prezentarea pe Facebook, veți observa că volumul lor se duce până aproape de 125.000 de Boeing-uri pe an. Este o cantitate imensă pe care, bineînțeles, unii o văd ca oportunitate. Mă refer la acei antreprenori care știu că în aceste resturi tehnologice pot fi identificate, găsite, extrase, metale prețioase, chiar și piese pentru a fi refolosite. Dar România nu stă foarte bine la acest capitol și atunci ce am zis? Poate că singur n-aș putea să duc acest subiect în emisiunea Forum IT. Canalul 13 România însă v-a făcut o promisiune, că vom încerca să venim cu colegii noștri jurnaliști ca împreună să rupem, să despărțim firul în patru și să vedem dacă putem găsi oportunități, putem găsi partea plină a paharului și în astfel de lucruri. Și atunci, invitații mei din această seară sunt Oran Mărculescu, este redactor șef la Știință și Tehnică. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Bănuiesc că ești prima dată pe postul nostru. Sunt prima dată. Sărumâna, bine ați venit, Nicoleta Talpeș. Bună seara, bine v-am găsit. Nicoleta este și antreprenor și coleg jurnalist de presă, pentru că ne va vorbi un pic și despre propria ei emisiune de știință pe subiectul acesta al ecologiei, al culturii, al tehnologiei. Eu am zis ca un motto al emisiunii că iubesc tehnologia, dar nu știu dacă și știința. Evident că mă suprapun pe telespectatorul generic, a cărui medie nu sunt foarte sigur dacă iubește știința. Eu unul, da, o iubesc, mie îmi place, vreau să mă informez, să știu ce este în spatele tehnologiei. Dar telespectatorii noștri și mai ales generațiile tinere, cu care stau de vorbă, intru foarte mult în contact, au câte o grimasă când folosesc cuvântul știință. Și mă întreb de ce, că până la urmă vreau doar să folosesc telefonul sau să știu și ce e în spatele lui. Dacă undeva acolo un telefon este ceva care poate să-mi dăuneze. Au fost atâtea discuții despre nivelul de radiație, care nici la ora asta nu știu dacă există, nu există un pericol. Da? Dar sunt multe alte produse tehnologice care folosesc, în care sunt înglobate tehnologii și materiale, unele toxice. Să ne gândim la vechiul tub catodic. Dacă îl spargi, substanțele din interior nu sunt extraordinare pentru sănătate. Am pornit de la acest, să-i spunem, motto, ca împreună să vedem odată, de ce a reușit și cum a reușit știința și tehnica să supraviețuiască atâta amar de ani și de ce te-ai apucat tu de festivaluri verzi. Le zic verzi pentru că o să ne povestesc despre ce e vorba. Unde se află știința și tehnica în acest moment, Oran? Știința și tehnica se află... De fapt, știința și tehnica cred că nu ar trebui să existe. Dacă ne uităm puțin în jurul nostru, este ceva așa, SF, extraterestru. Cred că e vorba de percepție. În general, în mass media și mai nou în social media, suntem inundați pur și simplu de lucruri negative. Da? Lucrurile negative ne scot imediat din starea de confort, ne panichează, clic aici și așa mai departe. Lucrurile pozitive ori ni se par normale, ori într-o lume a lucrurilor negative încep să devină cumva așa, inedite sau, nu știu, ciudate. Știință și tehnică a încercat să reziste, cred, prin suflet. Poate nu sună, nu știu, când spui știință și tehnică și să aduci sufletul. Dar domnul profesor Alexandru Mironov, care de curând a plinit 77 de ani, gândiți-vă puțin că de peste 40 de ani este sufletul acestei publicații și chiar dacă la un moment dat a avut o pauză de câțiva ani, că nu a mai putut fi editată, s-au găsit resurse pentru a reveni pe firmament.
Și a revenit puțin așa, într-un stil mai modern, fiindcă trebuie să ne gândim, chiar dacă știință și tehnică e cunoscută foarte bine de mulți dintre cei, să zic, de peste 40 de ani, da? Totuși trebuie să se adreseze unui public mai tânăr. De ce? Fiindcă până la urmă este un fel de școală paralelă pe care o facem prin revistă, prin online, prin evenimentele și acțiunile conexe. La momentul actual există revista Știință și Tehnică, dar Știință și Tehnică nu mai este doar o revistă. Știință și Tehnică este un brand și mai mult decât atât devine cumva o mișcare, dacă aș putea să spun așa. Și o mișcare care încearcă să scoată în principal publicul tânăr, dar și pe părinții publicului tânăr, din această stare a lucrurilor, așa sunt. Așa sunt, nu mă interesează cum sunt. Exact cum spuneai, am tableta, ce-o fi în spate, nu mă interesează fiindcă eu umblu pe ea și asta este. Încercăm să explicăm lucrurile și să îi motivăm pe cei care au, să zic, un IQ dezvoltat să își recapete acea curiozitate. Fiindcă curiozitatea duce la inovație. Curiozitatea face tehnologia să evolueze. Și aș veni eu aici cu un alt motto. Tehnologia este amorală. Guns don't kill people, people kill people, da? Deci tehnologia nu face nici rău, nici bine. Modul în care o utilizăm noi face rău sau face bine. Și atunci noi la Știință și Tehnică încercăm să explicăm, să zic într-un mod nu foarte academic, dar nici un mod așa trivial, încercăm să facem o medie, poate că oamenii vor ajunge să-și dea seama cum să folosească tehnologia și cum să contribuie la o tehnologie care, până la urmă, ce face tehnologia? Ne eficientizează viețile, ne crește confortul. Deci Știință și Tehnică, la momentul actual, încearcă să pună accentul pe acest mod de educare paralelă și de informare pertinentă, fiindcă suntem într-o mare de fake news și de alternative facts. Și atunci sperăm să fim acel far după care să se orienteze lumea și de ce nu să ne și imite, să ne și plagieze, așteptăm să avem concurență, fiindcă ne simțim cam singuri. Și aș mai adăuga ceva, și să învețe să facă bani. Așa cum spuneam, privind deșeurile de tip electronic, unii zic, aoleu, ce murdărie, ce deșeuri, ce așa. Alții zic, stai puțin, în spatele acestor deșeuri sunt peste, am notat eu undeva, 62 de miliarde. De miliarde de dolari pe an. Da? În metale rare și în diverse piese. Nicoleta e de 12 ani antreprenor și are la activ organizarea unui festival care cred că a dat sugestii și a stârnit interesul unor oameni care iubesc natura, Green Tech Film Festival, măcar prin faptul că filmul documentar îți oferă informație livrată și într-o formă vizuală excepțională. Deci eu pe Nico aș așeza-o lângă colegii de la National Geographic, Animal Planet and so on. Da? Ce te-a făcut să dai drumul festivalului și care sunt rezultatele de la momentul primei ediții? Motivația din spate e clar nevoia, pentru că din 2009 facem cam același lucru în școli, mergem cu filme documentare în școli, vorbim cu publicul tânăr despre care vorbea și ora în care, până la urmă, această deschidere și chiar am observat că se dorește, e nevoie de informare acolo. Și ne-am gândit că e cazul să mergem mai departe, să mergem către populația de masă, da? Către tineri, către studenți. Nu avem cum să ajungem la ei altfel decât tot prin intermediul filmelor documentare, dar este un festival atipic pentru că nu doar prezentăm filme, ci discutăm în jurul lor, facem conferințe, facem concursuri, e concursul BeSmart la care și Oran și revista Știință și Tehnică sunt parteneri. Tocmai asta face, provoacă tinerii să gândească soluții alternative și optime pentru mediu, pentru tot ce înseamnă tehnologia folosită într-un mod care să ne folosească. Și anul acesta chiar am avut o surpriză și de participare și de idei cu care au aplicat tinerii din licee. A fost un concurs care s-a adresat liceelor
și încercăm să continuăm acest concurs. M-aș bucura foarte mult ca la ediția din acest an, din luna octombrie, să putem discuta și cu companiile din IT, exact de ceea ce spuneai, că totuși sunt cele care pun pe piață o serie de echipamente despre care se discute foarte puțin. Și asta vă spun și de ce, pentru că există asociații de preluare de responsabilități, astfel că brandurile în sine pe care noi le folosim din zi de zi nu se simt responsabile și nu cred că este de datoria lor să comunice cu consumatorul final vis-a-vis de care ar putea să fie efectul asupra mediului în momentul în care eu cumpăr un produs nou. Și cred că aici este o greșeală în abordare, pentru că de cele mai multe ori oamenii rezonează cu brandurile. Cred că mesajul trebuie să vină din partea lor și nu și din avem partea un brand pe ecran, acum îl avem pe Dumitru Brunariu, da? E un brand românesc pe care nu l-am văzut promovat foarte mult, cu excepția voastră. E un brand românesc. Avem un singur cosmonaut până în momentul ăsta care a urcat în spațiu. Trăiește, este prietenul știință și tehnică și nu e folosit suficient pentru cine? Pentru această generație tânără, care e dornică să se așeze lângă tehnologie, să pună mâna pe aparatul de fotografiat cu teleobiectiv, cum ați văzut, sau pe aparatul de filmat, sau pe telescop. Astrofest. Două cuvinte, pentru că a fost un spațiu în care am văzut foarte mulți copii. Da, Astrofest este un eveniment gândit pentru marele public și, în principal, având această latură educativă, pentru cei tineri. Chiar încurajăm tot timpul părinții să vină și am avut surpriza tot timpul să vedem că este plin. Domnul Brunariu, da, este un prieten al știință și tehnică, este l-a entuziasmat foarte mult această idee, fiindcă, practic, acest Astrofest se petrece primăvara în București și se celebrează atât Ziua Astronomiei, care este un eveniment practic pe plan mondial, dar mai ales zborul lui, care s-a derulat în 81, cam în perioada respectivă, și care, așa cum, să zic, revista Știință și Tehnică a fost pentru mulți un, nu știu, motivator de a merge pe o carieră tehnică, zborul lui Brunariu a fost pentru mulți așa o deschidere, pot să fac, pot să îmi depășesc limitele, pot să fiu mai bun, pot să performanță. Domnul Brunariu știe foarte bine să vorbească cu copiii. Asta este clar. Ca și domnul Mironov. Uh-huh. Ca și domnul Mironov, da. Domnul Brunariu are un magnetism aparte, fiindcă reușește să îți creeze acea imagine a experienței lui în spațiu. Și să ne gândim puțin că totuși au trecut zeci de ani de când el a fost în spațiu și acum de fapt vorbim de o nouă cursă spațială. Copiii care se nasc astăzi vor ajunge să lucreze cel mai probabil, indiferent că vor fi pe Pământ sau în spațiu sau pe vreo planetă, pe vreun asteroid, vor lucra în explorare spațială. Deci am o mulțime de prieteni care își dau copiii la cursuri de limbă chineză. Aș corobora chestiunea cu proaspătul vostru anunț despre plasarea primei sonde chineze pe fața nevăzută a Lunii. Poate că cine știe, copiii dumneavoastră își vor dori să intre în programul spațial vorbind chineză împreună cu chinezii și nu cu europenii sau cu americani. Asta este o certitudine, totul ține doar de probabilități. Cam cât la sută credem noi că vor fi copiii? Și eu zic că peste 50% mulți dintre cei din România vor ajunge să lucreze în proiecte din astea spațiale. Da, deci domnul Brunariu, într-adevăr, noi, să spunem, înțelegem care este misiunea lui și care este potențialul de imagine. Din păcate, la un alt nivel în România nu se prea înțelege, în schimb, pe plan internațional se înțelege foarte bine. Dânsul este unul dintre puținii astronauți de pe plan internațional implicați în probabil cel mai important proiect planetar de protecție împotriva asteroizilor. Noi trebuie să ne gândim că suntem de fapt o planetă mică într-un ocean univers mare și în fiecare minut de fapt sunt o grămadă de pericole, asteroizi, meteoriți și așa mai departe, care pot să ne lovească fără să ne dăm seama. Proiectul ăsta planetar, vă dați seama că necesită nu doar resurse tehnologice uriașe, necesită resurse umane. Deci trebuie să creștem niște generații care să înțeleagă aceste lucruri. Domnul Brunariu este un catalizator extraordinar pentru așa ceva. Doar că nu avem deocamdată un program care să-l pună pe el în centru și să asimileze, să vină copiii. 81, ai spus că a fost anul în care a avut loc zborul lui Dumitru Brunariu.
Cred că eram în primul an de liceu și probabil că în afară de 3-4 orașe din România, respectiv în județul Olt, Corabia și Slatina, respectiv București și o Constanță, nu cred că văzusem alte orașe. Situația era de așa natură. Mi-e teamă că în zilele noastre avem o mulțime de copii în mediul rural și în micile orașe, care nu cred că au ieșit până la un 15-16, poate chiar 18 ani din localitatea natală. Iar noi vorbim despre zborul în cosmos. Dumitru Prunariu venea împreună cu Alexandru în liceele României ca să vorbească despre primul cosmonaut român în spațiu și despre spațiu. Pe mine m-a influențat acel lucru. Anii au trecut, eram olimpic la geografie, i-am mai prins în câteva locuri în care se țineau aceste olimpiade pe țară și s-a format în mine dorința de a merge pe zona de știință către ceva. Nu știam unde voi ajunge. Anii au trecut și iată-mă azi în platouri cu 30 de ani de jurnalist de televiziune știință în spate, alături de doi colegi pe care mă bucur să-i am aici în platou și aș vrea să-i salutați și să-i întrebați câte ceva. Eu sunt cu ochii în pagina de Facebook, așa că Adriana, Procopie, puneți întrebări. Apropo de ce spuneai mai devreme, că l-ai văzut pe domnul Mironov și pe... i-ai văzut pe domnul Mironov și pe domnul Prunariu în școli, e ceea ce se întâmplă și astăzi. Împreună cu revista Știință și Tehnică am participat la numeroase întâlniri cu elevii și entuziasmul este la fel de mare și exact cum spuneai, domnul Mironov discută și știe cum să creeze un dialog cu copiii. Sunt, cu siguranță sunt întâlniri memorabile pentru ei, pentru că îi vezi câte întrebări pot exista la o astfel de întâlnire și e ceva ce trebuie să continue. Și apropo de ce spuneai, Oran, eu m-aș bucura ca domnul Prunariu să poată veni poate în octombrie la festivalul nostru Green Tech Film Festival, să creăm așa o dezbatere vis-a-vis de lucrul ăsta și de interesul publicului din România și a tinerilor din România vis-a-vis de știință. Cred că este o oportunitate pe care trebuie să o comunicăm cât mai mult, apropo de faptul că această revistă există în România. Și eu vă vorbesc din poziția unui cititor și a unui admirator al acestei reviste. Înainte să fi cunoscut echipa revistei, cumva am conștientizat că e important să existe și mă bucuram că există această revistă. Apropo de ce vorbeam și înainte de emisiune, că există foarte multă informație pe internet, într-adevăr în engleză, dar pentru publicul din România ea trebuie adaptată, ea trebuie tradusă, ea trebuie prezentată într-un mod în care să poată fi ușor digerată și înțeleasă și poate chiar adaptată la ce se întâmplă la noi. Păi am văzut că ai organizat și Gherila Verde, prima caravană educațională cu mesaj ecologic din România. Spune-ne mai multe despre asta. Asta facem din 2009, de foarte mulți ani și chiar anul acesta... Deci, un deceniu. Un deceniu, da. Ce să spun, ultima ediție chiar am dedicat-o orașelor viitorului, Smart City. Tinerii nu sunt chiar atât de străini de această idee, dar ne trezim puțin așa, într-un SF cam neplăcut pentru România, pentru că noi mergem să prezentăm o tehnologie avansată și ceea ce înseamnă orașul viitorului și cum poate containerele de deșeuri ar putea fi echipate cu senzori prin care știm în avans nivelul de umplere, avem sistem de parking smart, avem sistem video de urmărire stradală în care poți vedea și anticipa accidente, dar în școli e un paradox, adică la toalete nu, o să spun care e realitatea, la toalete nu există hârtie igienică, adică te duci în niște medii unde diferențele și discrepanța e atât de mare încât îți dai seama că ele trebuie să meargă în paralel ca să poată fi acceptate și înțelese. Cred că aici deja dăm de elefantul roz din cameră, da, sau elefantul gri. Un sistem de învățământ care nu reușește să se schimbe suficient de rapid pentru necesitățile viitorului foarte apropiat. Noi continuăm să mergem prin școli cu știință și tehnică, într-adevăr avem genul acesta de science show.
sau Science Talk și tot timpul am rămas uimit de discrepanța între ce vezi la televizor, că 50% rată de promovabilitate la BAC, sunt foarte mulți care renunță la școli și copiii în general sunt praf și altceva, percepție, cum spuneam la început, și când vezi de fapt cât de deștepți sunt, de fapt nu le este extrapolată inteligența cum trebuie din cauza sistemului. Nu vreau să-i acuz pe profesori, fiindcă profesorii fac ce au fost învățați. Da? Trebuie acum să găsim un sistem și să îi învățăm pe profesori cum să facă acest sistem mai modern. Dar cred că noi avem un rol de, nu știu, luptă de gherilă, dacă vreți. Gherila verde, da? Uh-huh. Fiindcă pe aici, pe acolo se merge, avem un mic impact. Noi, alții, să știți că sunt destul de multe inițiative de genul ăsta, oameni care au înțeles că trebuie să facă ceva, nu să mai aștepte să facă statul pentru ei și probabil că creându-se așa niște mici bule care încep să crească încet, încet, la un moment dat se intersectează, se creează o bulă mai mare și poate așa vom reuși să facem ceva. Noi sperăm să facem lucrul ăsta. Mai rămâne acum și părinții să înțeleagă că nu contează doar să iei note bune la școală în sistemul ăsta care de fapt nu te pregătește pentru viitor, ci trebuie să ceri de la copilul tău să înțeleagă ceea ce face și să își deschidă foarte mult universul. Cum să înțeleagă? Eu consider că în școala românească se citește foarte mult. Se citește foarte mult. Rezultatul însă, ce face copilul cu ceea ce citește, ar trebui să fie de interes. Dacă întreb tinerii pe stradă cât citesc și ce citesc, sondajele îți spun că rezultatul e foarte neplăcut. Cum ați face voi și cum faceți de fapt să-i atrage să citească știință și tehnică, să înțeleagă unde este utilitatea informației din revistă sau de pe site, și cum faci tu să-i atragi către elementul antreprenorial? Adică nu citești degeaba, urmează să faci și bani din asta, că până la urmă, dacă îmbini utilul cu plăcutul, cred că ai o șansă mai mare decât ceilalți care nu îmbină școala cu elementul antreprenorial, să ai o șansă mai mare să-ți fie bine. Cum îi faci să citească? Am să te dezamăgesc, nu îți răspund la întrebarea asta, ci pun de fapt o altă problemă. Cred că noi, la momentul actual, suntem deja, nu vom ajunge, ci suntem într-o criză existențială, tocmai din cauza acestor deșeuri, care nu sunt o problemă în sine. Ele sunt rezultatul a unei societăți consumeriste. Noi, de fapt, trăim într-o societate care vrea să se dezvolte peste măsură, utilizând resurse limitate. Da? Mediul economic în care trăim presupune că trebuie să consum mai mult. Am fost transformat într-un consumator care trebuie pur și simplu să cumpere din ce în ce mai mult. Cel care vinde are profituri din ce în ce mai mari. Ce facem cu aceste lucruri? Fiindcă noi tăiem pădurile, poluăm apele, poluăm aerul și așa mai departe. Da? Deci este ceva nesustenabil. Ideea asta că trebuie să faci ceva care să-ți aducă bani, cred că trebuie modificată și fundamental, nu doar puțin modificată. Trebuie să faci ceva să poți trăi sustenabil. Da? Nu acumulezi foarte mult ca după aia să arunci, ne pomenim cu deșeuri. Avem care un filmuleț, doar avem un filmuleț, o să rog colegii să ne pună filmulețul, pe care l-am găsit la voi pe site. Foarte interesant, pentru că a fost prezentat la forumul de la Davos. Exact. Adică oamenii sunt preocupați la nivel de execuție cel mai înalt, la nivelul de execuție al statelor. Sunt preocupați de ce facem ca să devenim sustenabili, iar filmulețul respectiv conține o serie de informații esențiale pentru modul în care trebuie să abordăm viața și planeta. Noi uităm, am cam uitat de planetă. Ne înmulțim, consumăm, creăm deșeuri, dar ce facem pentru copiii noștri? Și unde este școala în această ecuație ca să îi pregătească pe copii pentru așa ceva? Gherila. Sună bine. Gherila verde. O mișcare de gherilă. E o mișcare, da, care ar trebui ca tinerilor chiar să le placă, să-i stârnească, să-i atragă. În promovarea unei educații alternative, dacă vreți. Ai concursul școlii, deci
Cum ți s-a părut că au perceput școlile? Cu siguranță sunt deschiși. De asta spun că este o nevoie de astfel de informație alternativă pe care profesorii o pot folosi, pentru că noi deja nu mai facem față să mergem la toate școlile care ne solicită prezența și atunci ajungem să furnizăm materialele astfel încât ei să le poată folosi și singur. Vorbesc de filme documentare, vorbesc de prezentări în care tocmai se prezintă ideea de reciclare și care este utilitatea ei pentru fiecare tip de deșeu. Dar te abordează tinerii care urmăresc documentarele tale? Te abordează normal, în privința asta a reciclării, a ideilor? În mod normal, obiectivul nostru este acela de a implica la nivel local în proiectele existente ale organizațiilor care fac lucruri concrete. De asta vorbea și oral mai devreme, de la a se vorbi, noi trecem foarte mult la a face lucruri și atunci avem grijă ca la întâlnirile noastre să aducem și reprezentanții ai organizațiilor locale sau regionale, în funcție de fiecare subiect pe care îl abordăm, și să implicăm pe tineri în activitățile lor, de voluntariat, de curățenie, de plantări, de... Mergem chiar până la le dai idei vis-a-vis de ce pot face ei în viața de zi cu zi. Și, așa cum spuneam, da, reacțiile sunt pozitive. Asta e și motivul pentru care existăm și mergem mai departe de atâta timp. Am asistat odată la un lucru de genul ăsta în care niște fete, chiar la finalul prezentării, au vrut să știe ele cum se pot implica, cum pot să contribuie și ele. Deci erau foarte entuziaste. Și problema mea este cum păstrăm acest entuziasm, cum facem ca să iscăm acest entuziasm la cât mai mulți copii. Acum nu o să am pretenția că toți copiii vor putea, nu știu, simți aceleași lucruri sau gândi la fel. Dar ne trebuie acolo masa critică, da? Și școala, din păcate, nu reușește să facă un program, să zic, mai constant, fiindcă face această gherila verde, merge o dată pe an în școală și este o dată pe an. Este interesant atunci, dar după 2-3 zile reintri în uzura școlii și așa mai departe. Trebuie aplicată, apropo de chinez, picătura chinezească. Săptămânal trebuie să fie școala interesată să aducă diverse astfel de acțiuni. Da, dar pentru asta trebuie să se găsească spațiile potrivite. Și eu mă gândesc că dacă pe vremea liceului meu mergeam la cercurile de tehnologie de pe lângă Paratul Copiilor la București, Casa Pionierilor, sau cam așa se numeau pe vremea aia în județe, unde puteam să punem mâna, modelism, traforaj, aveam tot felul de lucruri tehnologice, deci le pipăiam. Astăzi mi-au trecut prin platou oameni care la nivel familial sau asociații diverse profesionale creează ele însele pentru copii spațiile acestea în care se poate copiii să vină să atingă ferăstrău, ciocănelul, robotul. Mai nou am avut asociație din Brașov care face acest lucru și care a început să primească atenția autorităților și a școlii în localitatea respectivă. Așteptăm să se generalizeze această atenție atunci. Da, da, depinde foarte mult, uite, de genul ăsta de inițiative în care voi, revistă, susțineți o altă inițiativă, un festival de astronomie pentru marele public. Voi creați spațiile în care copilul, profesorul, deci te îndemn să chem și părintele, să poată afla lucruri despre ecologie, despre planetă și despre ce ar putea să facă tânărul în viitor. Și atunci va înțelege mai ușor de ce la chimie învață despre plumb, cadmiu, mercur, va înțelege de ce la biologie învață despre lanț trofic și ecosistem. Noi am mers un pic mai departe și am chemat chiar angajați din companii. Angajați din companii în departamentele care au componenta de mediu. Pentru că nu mai există companie în ziua de astăzi care să nu fie preocupată de subiectul ăsta. Indiferent de industria în care activează, cu siguranță are acest departament. Și i-am chemat pe acești angajați în școli, la astfel de prezentări, pentru a le arăta o oportunitate de carieră în acest domeniu. Vă dați seama că a fost ceva nou pentru ambele părți. Pe de parte, angajații au avut ocazia să-și dezvolte parte discursul personal, dar pentru
pentru elevi și, în general, astfel de întâlniri le-am făcut în licee, ideea că o carieră sau preocuparea lor pentru informare, pentru știință, pentru ecologie, poate să ducă la o carieră în, mai departe. Dar cum ar fi dacă li s-ar deschide spații precum bibliotecile, care în deopște sunt percepute ca un mediu cu niște cărți puse pe rafturi? Frate, s-a schimbat. În momentul ăsta avem și CD-uri și DVD-uri care deja devin cam obsolit. Trebuie să folosim un pic de engleză pentru generația care nu ne ascultă altfel, da? Sunt caduce. Deci nu știu câte lume mai folosește un foto-CD. Toată lumea stochează acum direct pe telefon, în drive-uri online. Despre ce vorbim? Cloud. Da, în cloud, exact. Dar biblioteca românească ar trebui și ea să se actualizeze și să conțină cartea, care e sfântă, jos pălăria pentru profesioniștii cărții, dar și mediateca, elementele tehnologice noi, ca tinerii să se poată conecta și să fie ajutați prin bibliotecă să treacă în revistă informație. Da, dar atenție, că pentru că aici noi totuși gândim dintr-o perspectivă cam învechită, trebuie să recunoaștem, noi am trăit în biblioteci, ne-a rămas în minte ceva despre biblioteci, dar noile generații trăiesc în cloud. Pentru noile generații, deja fiecare are acest calculator super performant, deci orice smartphone din ziua de azi, oricât de ieftin, este mai performant decât erau calculatoarele navei spațiale care a dus pentru prima dată omul pe lună. Asta ar trebui să ne spună ceva, da? Și aceste mini-calculatoare care vor deveni și mai performante, se vor miniaturiza și peste niște ani ne vor intra undeva în noi, da? Practic ne transpun într-o lume pe care nu mai este palpabilă acum. Da? Deci, practic, noi trebuie să facem un efort incomensurabil să ne gândim la viitorul în care vor trăi acești copii. Dacă încercăm să îi ținem în ceea ce știm noi că așa trebuie făcut, o să ajungem exact la conflictele pe care le aveam cu bunicii noștri. Mi-amintesc de bunicul meu care ne spunea, ce, eu mergeam de sculț când eram mic la școală. Păi da, dar eu nu mai trebuie să merg de sculț, eu trebuie să merg încălțat acum. Ce, eu mergeam la bibliotecă și citeam cărți. Da, dar cei care vin acum, noile generații, vor vedea pe un ecran, în ochelari pur și simplu, toate aceste informații. Ce este important, într-adevăr, informația respectivă. Că i-o dai scrisă, că i-o dai pe un ecran, informația respectivă, cum o asimilează, ce înțelege din ea și cum o folosește la rândul lui. Fiindcă, până la urmă, trebuie să învățăm să-și facă, de exemplu, prin concursul pe care l-am făcut, Bismart, l-am axat pentru liceeni. Acești liceeni vor fi arhitecții noilor orașe smart, vor fi locuitorii noilor orașe smart, utilizatorilor, da. Ei vor veni cu o grămadă de lucruri, IT e în tot și în toate, dar se trece de la IT la IoT, la Internet of Things, da? Deci, cred că lucrurile sunt undeva la mijloc. Deci și noi avem o mentalitate care trebuie schimbată și cei tineri trebuie să învețe din ceea ce știm noi. Bibliotecile există, dar eu nu spun decât că ar trebui folosite prin refurbișare. Deci refolosite prin modul în care abordează ele informarea publicului. Bibliotecile ar trebui să se deschidă conform timpurilor pe care le trăim. Sigur. VR-ul, de exemplu, eu consider că realitatea augmentată. Mare... Exact. Da, da. Deci pentru, să luăm ca exemplu Biblioteca Națională din București, care, sincer vorbind acum, este un monument. Este extraordinar. E o clădire perfectă. Mai ales că și noi facem acolo evenimentul din toamnă, Sci-Fi Fest, Festivalul de Știință și Imaginație. Și dacă mă gândesc cât potențial are să atragă acolo publicul tânăr, prin căști VR, prin proiecții, la un moment dat se ajunge și la holograme și alte cele, modul în care publicul tânăr ar putea să învețe față de cum făceam noi, deci cred că cu câteva ordine de mărime vor deveni, nu știu, mai împliniți viitorii adulți care acum sunt copii. Și viitorii vizitatori ai bibliotecii. Pentru că dacă la intrare îi va aștepta un personaj virtual, la intrare, da? O hologramă, ai spus adineori, da? Bună ziua, sunt domnița Bălașa. Bucureștiul vă așteaptă. Da? S-ar schimba? Vă dați seama, teatrul,
ce frumos poate să interfereze cu tot ce înseamnă această tehnologie. Cred că aici deja trebuie să vorbim și de altceva, de fapt. Trebuie să vorbim de acest viitor al automatizării pe care foarte multă lume îl vede pesimist. Așa cum lumea preferă să vadă deșeurile și nu, de fapt, ce mine de aur poate să fie o groapă de deșeuri, așa și cu automatizarea. Da, vor dispărea o grămadă de joburi. Toată lumea spune că roboții ne vor fura locurile de muncă și așa mai departe. Și nimeni nu se gândește la ce joburi noi vor apărea, la faptul că, de fapt, automatizarea ne va ușura nouă munca și noi vom putea totuși să fim mai elevați, vom putea evolua. Mă scuzați că spun acum, dar eu mă bucur că mă duc într-un supermarket și nu mai trebuie să stau la coadă unde o doamnă îmi trece prin scanner produsele, când mă pot duce singur să întrec produsele prin scanner. Sau să folosesc o aplicație de unde îmi selectez eu ce produse vreau și m-am dus pur și simplu și le-am luat. Sau peste câțiva ani îmi vor veni cu drona sau alte lucruri. Lucrurile evoluează. Așa cum acum, nu știu, acum 10 ani, cred că multă lume din România spunea ce la smartphone, nu-mi trebuie mie smartphone, da? Și acum arătați-mi mie cineva care nu mai folosește smartphone. Deci, haideți să scăpăm de lucrurile astea, că nu se schimbă. Lucrurile se schimbă și trebuie noi să le schimbăm. Le schimbăm prin emisiuni de tipul Forum IT, Eco Antreprenor, acolo unde mediul care vrea să transforme lumea noastră se gândește să o facă, am zis, îmbinând utilul cu plăcutul. Nicoleta Talpeș are experiență de antreprenor pe care eu nu o am și a știut să transforme și evenimente de masă și o emisiune online în morcovul pentru măgăruși, știi? Nu-l atinge, dar știe către ce merge. Ai spus despre smart cities, am vorbit despre realitatea augmentată, îmbunătățită, aș adăuga digital art, despre care noi la Forum IT am vorbit, aș adăuga cultura digitală. Unde se află România din percepția voastră? Voi știință și tehnică, voi ecologiștii, comunicatori de ecologie, de tehnologie. Mai degrabă, de ecologie și tehnologie. Nu stăm chiar rău, în sensul că în ceea ce înseamnă oameni pregătiți în tehnologie, în IT, suntem în top 10 mondial, nu? Asta spune ceva. Ca și consumatori, probabil mediul economic e cel care ne blochează în cumpărarea mai multor produse, din păcate. Spun din păcate, dar și din fericire în același timp, că vorbim de un consum care a depășit de mult limitele normale. Dar preocuparea noastră pentru impactul pe care îl avem asupra mediului este evident. Este evident în creștere, mă uit chiar și la emisiunea pe care o realizez, de la o ediție la alta, numărul vizualizărilor și al implicării celor care se uită crește. Mă uit la evenimentele pe care le organizăm, așa cum ai spus mai devreme, Green Tech Film Festival, care la fel este un festival de film care dorește să educe și să informeze publicul larg. Nici de cum să prezinte filme de artă, care nu spun că sunt rele în sine, spun doar că noi ne-am asumat acest rol de a transmite un mesaj și de a implica activ spectatorul, de a-i transmite o informație pe care el s-o poată folosi, o informație utilă, de a-i deschide puțin orizontul și mintea, în a-și pune întrebări în momentul în care pleacă de la acel festival. Și de aceea spun că suntem aproape, avem aceleași preocupări ca și societățile dezvoltate, unde tehnologia, educația sunt pe primele locuri în discuțiile autorităților. Aici stăm noi prost, aici dar stăm mai slăm, da. Preocuparea pentru că familia, oamenilor se vede. Da, pentru că familia, așa cum spuneam, este ajutată la nivelul societății civile, pomeneam mai devreme de o asociație din Brașov, Asociația Suport Centru, care se ocupă de copilași de vârste foarte mici care vor să atingă roboții. Îmi pot imagina privindu-i ușor unde vor fi peste 10 ani sau la 18 ani când pleacă la facultate. E un lucru foarte obișnuit să îmbine diverse piese care să poată face singure ceva pe baza programării.
Bine, părinții probabil că știu că industria IT e o industrie fără șomeri și dacă ar fi să gândească în perspectivă, probabil că și-ar îndruma copiii spre acest în mod domeniu. Sigur, Silvia, e o greșeală, Silvia... pare rău să vă spun, dar meseria de programator nu mai are nici 15 ani ca viitor, să spun așa, da. Ne îndreptăm spre un lucru pe care nimeni nu-l poate înțelege și nu-l poate anticipa. Sunt într-adevăr deja câteva super companii, nu știu cum să le mai spun, acestor giganți IT, care dau niște direcții. Și se pare că tot ce înseamnă programare, de exemplu, urmează să fie foarte mult automatizată. De ce? Datorită acestei inteligențe artificiale, care, atenție, încă nu este inteligență. Eu am făcut liceu de informatică și mă pufnește râsul când văd că, de fapt, limbajele de programare actuale sunt la fel, nu au evoluat substanțial. Ce a evoluat foarte mult, puterea de calcul a mașinărilor, a calculatoarelor, da? De aia ni se pare că calculatoarele devin mai inteligente. Nu, ele doar pot să facă mult, mult, mult mai rapid aceste calcule și atunci devin mai utile. Și dar nu vor lua locul foarte repede oamenilor. Da, vor apărea noi meserii. Da, dar acești copii pe care Silvia Pohrib, care ne urmărește și o salutăm, vor încerca să facă din asta o meserie în viitor, să se ocupe de roboți, indiferent unde va ajunge AI-ul la acel moment. Păi va ajunge, fiindcă deja se fac pași mari pentru calculatoarele cuantice. Deja acolo vorbim de cu totul altceva. Deci cine a făcut programare, să spun, în mod obișnuit, pentru respectivul deja este greu să înțeleagă ce înseamnă acest calculator cuantic. Nu mai vorbim de oameni obișnuiți, care nici acum nu știu cum funcționează un calculator normal. Ce vreau să spun este că inteligența artificială, ceva să vină, va fi un instrument atât de util încât omul nu va mai fi nevoit să programeze. Adică acum programatorul este practic dă cu târnă copul, asta este ce face el. Da? Dar va evolua la nivel mental și creativ și atunci inteligența artificială va fi acel programator de azi și care va face ceea ce îi va dicta creatorul de mâine, da, arhitectul de mâine. Trebuie să ne gândim puțin că la momentul actual mare parte din forța de muncă, să spunem așa, nu este altceva decât rotițe. Și ne uităm și la sistemul, revin la sistemul de învățământ, care pregătește niște rotițe într-un sistem, unde înlocuiește o rotiță veche cu una nouă, da? Dar sistemul rămâne același. Asistăm la Revoluția Industrială 4.0, azi mâine va fi Revoluția Industrială 5.0, da? Toate lucrurile astea converg spre altceva și converg spre a te scoate din poziția de, nu știu, muncitor, da? Și să fii creativ. Și cred că asta trebuie să înțeleagă și părinții, și copiii, și autoritățile, da? Că trebuie să ne îndreptăm noi spre altceva, altfel nu putem evolua. Nu poți să ai o viață în care te scoli dimineața, te duci la un job care nu-ți place, câștigi niște bani cu care trebuie doar să-ți trăiești viața și la revedere. Nu, și trebuie să evoluăm mult pe plan mental. Adică? Adică să iubim tehnologia, dar să ne uităm și la știința din spatele ei. Da. Pentru că abia atunci, ceea ce faceți voi, realizarea unei științe de știință și tehnică, da? Unei reviste de știință și tehnică, realizarea unor festivaluri, unor informații de tip emisiuni TV, cum facem noi doi. Lucrurile astea vor ajunge la publicul țintă educat, cel care a trecut prin bibliotecă, fie biblioteca fizică, fie cea online, cel care înțelege că în spatele gadgetului sau al telefonului, care nu mai e un gadget, deja e, cum să spun, al șaselea deget pentru majoritatea românilor, poate să-l propulseze în altă parte. Pe piețele internaționale, în cărțile de istorie, poate că eu abia aștept câțiva premianți Nobel în materie de inteligență artificială sau știu, vom avea realitate virtuală români. Vom avea. Deci, probabil până în următorul deceniu vom avea cel puțin două Nobeluri care vor proveni de la superlaserul numit folcloric, evident, proiectul ELI-NP. Vreau să vă spun că anul ăsta francezul care a propus acest proiect și s-a zbătut să se creeze în Europa a primit premiul Nobel. Da? Deci e clar că acest proiect care există în România și este cel mai important din toată istoria tehnologică a României de până acum va aduce Nobel. Dar nu cred că trebuie să ne uităm la rezultatele astea. Vrem neapărat Nobel, cum vrem neapărat ca Simona Halep să câștige meciuri. Da?
Vrem să vedem pe Simona Halep cum joacă frumos, cum ne inspiră și chiar dacă nu câștigă, învățăm ceva din jocul respectiv. Așa vrem și noi să vedem un sistem de învățământ care nu scoate pe toată lumea elită și așa, dar toată lumea are ceva de învățat și cu toții putem să evoluăm. Deci schimbarea asta de mentalitate. Lasă, voi aduceți în continuare modele. Nicoleta despre asta vorbește, despre modele de succes locale, internaționale. Care ar fi în 30 secunde un gând pentru telespectatorii tăi și ai mei? Le-aș da o sursă de informare vis-a-vis de ce se întâmplă în societatea românească și nu vedem la televizor. O vedem în online. Le-aș recomanda să vadă documentarul 10.10film.ro. Este disponibil online gratuit. Și linkul este pe pagina de Facebook la exact, noi. Exact, exact. Unde vor avea ocazia să cunoască oameni care au inițiative în ceea ce înseamnă grija față de mediu și sunt preocupați de ce lăsăm după noi pentru generațiile viitoare. Dragii mei, Oran Mălculescu, Nicoleta Talpe și Cătălin Grosu, vă spun la revedere, vă mulțumim pentru atenție, pe săptămâna viitoare.